Salut copii! Bine ați venit la O Enciclopedie pe Lună! De data aceasta, o enciclopedie de Crăciun. Și pentru că nu m-am putut abține, am ales două enciclopedii de la editura Casa, pentru copilașii un pic mai mici și pentru copilașii un pic mai mari. Pentru cei mai mici dintre voi, am ales Ce facem de Crăciun. Dacă aveți între 2 și 4 ani, deci încă sunteți copii de creșă sau de grupă mică sau de grupă mijlocie, aceasta vi se va potrivi vouă. Și dacă sunteți copii un pic mai mari, am ales Sărbătoarea Crăciunului pentru copii între 4 și 7 ani, adică de la grupa mijlocie până la clasa 1. Haideți să vă arăt câte un pic din fiecare, ca să vă fac curioși să le spuneți părinților voștri să vă cumpere aceste cărți. În Ce facem de Crăciun putem să vedem cum ne pregătim de Crăciun și ne spune că în fiecare an, în seara de 24 decembrie, sărbătorim ajunul Crăciunului. În săptămânile dinaintea serii de Crăciun ne împodobim casele și așteptăm cu bucurie și nerăbdare zilele de sărbătoare. Tata a scos butia cu podoabe de Crăciun din debara. Ce multe sunt! Mama și Luca îl ajută să decoreze festiv camera de zi cu crengi de braț, steluțe, lumânări și ghirlande de lumini. Oare Lina ce face? Uite ce face Lina, se joacă cu pisicuța. Și mami tocmai a decorat cu Luca o coroniță de advent. Apoi, cum scurtăm timpul până la Crăciun? Pentru ca timpul până la Crăciun să treacă mai repede, copiii primesc câteva cadouri și înainte de seara mult așteptată. În dimineața zilei de Sfântul Nicolae se pun dulciuri și mici surprize în cizmulițele copiilor. Ta-da! A venit Moș Nicolae! Pe coronița de Crăciun sunt 4 lumânări, semnificând numărul duminicilor care au mai rămas până în seara de ajun. În fiecare duminică, mama aprinde o nouă lumânare. Azi, toată familia se relaxează în timp ce Luca își desenează lista cu dorințe de Crăciun. Este superbă! Ne învață și ce se întâmplă la grădiniță în această perioadă, ce găsim la târgul de Crăciun, ce coacem de Crăciun, ce sărbătorim de Crăciun și când se primesc cadourile. Iar apoi, cine mai sărbătorește alături de noi? O să vă placă cu siguranță această carte, dragii mei micuți, așa încât comandați-o cu încredere. Iar pentru cei mai mari dintre voi, despre sărbătoarea Crăciunului. De ce este atât de frumos Crăciunul? Crăciunul este o sărbătoare deosebită, așteptată de copii tot anul. În perioada de dinaintea Crăciunului se coc prăjituri, se pregătesc cadouri și se cântă. Luminile festive strălucesc pe străzi, iar mirosul plăcut de turtă dulce, de condimente și de crengi de brad ademenește oamenii la târgul de Crăciun. Crăciunul este o sărbătoare creștină. În această zi festivă, familiile iau masa împreună și fac schimb de cadouri. În perioada Crăciunului, oamenii sunt extrem de altruiști și până și dușmanii cei mai înverșunați lasă armele timp de câteva ore. Apoi ne învață de ce sărbătorim Crăciunul și ne spune povestea lui Iisus și a nașterii sale. De ce există perioada Adventului, ce coacem în perioada Adventului, de unde vine obiceiul cadourilor, de ce adunăm donații, cine aduce cadourile. Ia uitați, îl vedeți și pe Moș Nicolae, care vine cu măgărușul în Germania și în Elveția, și îl vedeți și pe Moș Crăciun, sau pe îngerașul de Crăciun, cum este în Elveția și în Germania. De unde provine pomul de Crăciun, ne învață cum sărbătorim ajunul Crăciunului și dacă Crăciunul se sărbătorește peste tot în lume. Probabil că da, probabil că nu. Ia să citiți și să aflați! Și la final de tot ne dă niște jocuri de Crăciun și ne învață cine sunt colindătorii cu steaua și chiar și o colindă de Crăciun. Două cărți pline de informații superbe, interesante, minunate despre Crăciun pe care trebuie neapărat să le aveți acasă. Ce facem de Crăciun și sărbătoarea Crăciunului sunt alegerile perfecte pentru voi și căsuța voastră în care să descoperiți mai multe despre această sărbătoare specială alături de părinții voștri. V-am pupat, dragilor, și ne vedem și luna viitoare cu o nouă enciclopedie. Vă spun de pe acum un an nou fericit! Pa!